Spuneam mai devreme despre mai multe neadevăruri care au apărut în presă în ultimele zile și vreau să vorbesc despre câteva din ele astăzi aici și sunt gata să purtăm o discuție, să vă răspund la absolut toate întrebările pe care le aveți. Și vreau să-i rog pe toți reprezentanții presei, de fiecare dată când citesc o știre despre noi pe care vor să o preia, să ne sune, să ne întrebe, pentru că noi o să oferim absolut toate detaliile. De exemplu, în ultimele zile se propagă un fals despre migrație. Este fals că aș fi promis cuiva să aduc migranți sirieni în Republica Moldova. Este o minciună. Este fals că m-aș fi întâlnit ieri cu Plahotniuc. Nu am vorbit niciodată cu el. Este fals că am interzis icoane în școli. Aceste și alte minciuni trebuie demascate, pentru că nu este frumos să dezinformăm electoratul. Haideți să lăsăm pe oameni să-și facă deciziile pe bază de adevăr.